Ne bucurăm să avem astăzi lângă noi pe Larisa Mihăieș, una dintre singurii concurenți care au reușit să întoarcă toate cele patru scaune. Larisa, cu toții știm că după apariția ta la Vocea României, toate ziarele au explodat, practic, cu știri gen povestea neștiută, cele mai frumoase concurente. Ai putea să-mi spui tu acea poveste? Păi, titlul a sunat foarte pompos așa și te aștept să fie ceva, wow, dar de fapt a fost o simplă chestie că am participat la Miss Boboc și că, mă rog, am mai cochetat cu muzica și concursul de genul ăsta. Asta spune articolul. Da. Cum a fost la Blind? La Blind a fost extrem de emoționant și a fost ceva total nou pentru mine. Eram nouă așa în mediul ăla și toată lumea întreba de ce ești așa timidă, de ce nu te... Și în același timp a fost bine pentru că am avut perdeaua, după cum știți, și m-a ajutat foarte mult să mă concentrez strict pe piesă și să nu fiu prea atentă la reacțiile juraților. Te-a scutit practic de multe emoții. Da, m-a scutit de mare parte din emoții. Am putut să mă manifest eu acolo în spate, să mă de piesa mea. Cum te-ai ales această piesă masculină? Chiar și Smiley a spus la un moment dat că ai avut foarte mult curaj, dar ai reușit totuși să te joci puțin cu ea. Orice român știe Cargo Ploaia și nu mi-amintesc să mai fi auzit o variantă feminină la piesa asta, mai ales într-un concurs de o importanță precum, da. Și, cum să spun, a fost o provocare pentru mine să reușesc să-mi găsesc o tonalitate potrivită, să personalizez puțin, pentru că nu mi-am permis să schimb muzicalitatea piesei și trebuia strict să, nu știu, să mă descurc cu piesa. Dar ai făcut asta într-un mod foarte frumos. Bravo, felicitări! Acum aș vrea să vorbim puțin despre antrenorul tău. De ce Tudor Chiriră și nu Moga, Loredana sau Smiley? Pentru că toată lumea se aștepta să alegi pe Smiley. Da, păi întrebarea asta este prezentă peste tot unde merg. Și am zis mereu că așa am simțit atunci. Nu am... Dacă ar fi fost să-mi programez alegerea, probabil aș fi spus Smiley. Chiar vorbeam cu ai mei acasă și tata era surprins de hotărârea mea. Dar am simțit că trebuie să merg la Tudor. El este un om foarte complex, este și actor și are foarte multă experiență, la fel ca și ceilalți jurați, dar a fost mai mult pe feeling decizia mea atunci, deci n-aș putea să o explic acum mai mult decât o fac. După ce perdeaua a căzut, Tudor Chirila a afirmat că s-ar fi bătut cu oricine, numai să te câștigi în echipa asta. Da, am văzut și eu și am fost foarte plăcut surprinsă. Ce pot să zic? Mă simt flatată de chestia asta, pentru că n-am fost singura pentru care s-ar fi bătut. Care este relația ta cu antrenorul tău? Relația mea cu antrenorul meu? Păi, este o relație extrem de specială, pentru că Tudor se implică foarte mult în pregătirea noastră și este și un prieten, nu doar un antrenor. Deci în momentul în care simte că ceva nu e ok, te întreabă și are grijă să fii tu bine cu tine însuți, în primul rând. Relația mea cu Tudor este una foarte ok. M-am înțeles foarte bine și mă înțeleg foarte bine cu el. Este o... cum să spun? O... Nu știu, o personalitate. Experiența este una specială și am o ocazie deosebită să am de-a face cu el. Învăț, parcă din tot ce spune, învăț câte ceva, chiar și când asist la repetițiile colegilor, pentru că asimilez absolut tot și pot să spun că la repetiții pentru duel, spre exemplu, n-am studiat doar linia melodică, ci și, nu știu, lirica piesei sau semnificația, dacă este mai profundă, fiecare vers în parte a fost explicat și a fost ceva mai mult decât... nu a fost nimic superficial, asta încerc să spun, că totul a fost la un nivel foarte profesional și sunt extrem de mulțumită. Am foarte multe de învățat. Dacă tot am dat așa pâine, cum a fost de el? Băi.
Da, păi în sfârșit pot să vorbesc despre duel. De când l-am filmat, țin în mine toate emoțiile astea. Da, duelul a fost... Bineînțeles că a fost mai dificil decât blindurile, pentru că cu cât avansăm în emisiune, cu atât gradul de dificultate crește. În momentul în care am aflat piesa, a fost un amalgam de sentimente, nu știu, a fost foarte... Mă bucuram pentru că îmi plăcea foarte, foarte mult piesa. Este extrem de cunoscută și în vogă, ca să spun așa. Dar în același timp îmi făceam griji pentru că știam că am mai încercat să o cânt și nu-mi ieșea. A mai fost faptul că m-am duelat cu o concurentă extrem de bună, cu mai multă experiență decât mine, dar a fost o provocare. Și cât despre momentul de pe scenă, nu știu, tot ce am învățat parcă a dispărut când am intrat pe scenă și am mers strict pe ce am simțit să fac atunci. A fost extrem de emoționant în momentul deciziei, atât de emoționat, că mi-a venit să plâng. Și mă bucur că am fost salvată de Loredana, pentru că am ocazia să colaborez cu încă un artist extrem de special, să mai învăț lucruri noi pe lângă cele pe care le-am învățat de la Tudor și să cunosc echipa Loredana, deci să mai aleg câteva prietenii. Deci este... Duelul a fost extrem de emoționant, dar am plecat cu ideea că oricum nu am nimic de pierdut, deci indiferent dacă trec sau nu, important era ca momentul de pe scenă să rămână unul memorabil. Tot ai vorbit despre prietenii. Spune, cum te înțelegi cu ceilalți colegi de la Vocea României? Ți-e frică de un anumit concurent? Relația cu echipa Tudor, în mod special, pentru că pe restul nu am apucat să-i cunosc atât de bine, a fost și este una extrem de călduroasă. S-au legat prietenii frumoase. Sunt niște oameni deosebiți, niște artiști pozitivi și atmosfera de acolo este una extrem de plăcută. Și nu pot să spun că mă tem de cineva în mod special, pentru că fiecare este diferit și fiecare are ceva special în voce. Suntem concurenți până la urmă, dar cel mai important este să fim oameni și noi am înțeles lucrul ăsta. Probabil că și Tudor a contribuit la prietenia noastră și mă bucur foarte mult că o să am ocazia să cunosc și alți concurenți acum prin schimbarea de echipă. Tu ai spus că ai câștigat Miss Boboc. Perfectă pentru ro, a făcut o asemănare între tine și mirajul de la Victoria's Secret, Candice. Ce părere ai despre această asemănare? Crezi că se potrivește? Da, păi mi-a plăcut foarte mult articolul. Este unul din favoritele mele, ca să spun așa. M-am uitat pe poze, eu nu o cunoșteam atât de bine, nu știam despre ea prea multe, adică n-aș fi recunoscut-o. Da. Dar mi s-a părut foarte drăguț articolul și, într-adevăr, sunt anumite asemănări, nu știu cât de mult, dar probabil și pentru faptul că suntem slabe amândouă. Da. Și blonde și cu ochi albaștri. Cu sufletul frumos. Mulțumesc! Da, este o oarecare asemănare. Ce te gândești să faci după Vocea României? Te gândești la o serioasă carieră în muzică? Bineînțeles că vreau să fac muzică. Și asta e mai mult decât sigur. Adică, indiferent de cât va dura prezența mea în emisiune, eu mi-am propus să fac muzică pentru că am avut nevoie de un semn că sunt făcută pentru muzică și l-am primit odată cu Vocea României. Și am avut șansa să cunosc oameni care mi-au deschis uși. Și o să am colaborări după Vocea. Deja sunt planificate. Dar totuși sper să rămân cât mai mult în emisiune. Și noi la fel. Oricum, vreau să am un drum în muzică și o să cânt, indiferent dacă va fi la nivel de pasiune sau la nivel de carieră, o să cânt în continuare pentru că îmi place. Marisa, tu ești o fată foarte talentată, iar noi îți mulțumim mult pentru interviul acordat și sper să auzim de tine peste ani și ani cât mai sus. Mulțumesc și doamnă!
Îmi doresc foarte mult să rămân în concurs cât mai mult timp și având în vedere că încep etapele live, o să am nevoie de susținerea voastră în primul rând și sper din tot sufletul să vă reprezint cât mai frumos. O să muncesc foarte mult și mă pregătesc intens pentru ce o să urmeze. La întrebarea de ce ar trebui să mă votați, nu știu cum aș putea să răspund, dar aștept cu nerăbdare să vedeți interpretarea mea live, pentru care m-am pregătit extrem de mult. Și votați-mă! Îi mulțumim mult, Larisa Mihaiș, pentru interviul acordat. Iar acum am un mesaj pentru voi, cei de acasă. Votați Larisa Mihaiș la Vocea României! Mult succes, Larisa! Știi că te susțin întotdeauna, te-a susținut și la preselecții. A fi totul bine în live-uri. Go, Larisa! Bună, Larisa! Îți doresc mult succes la București, la Vocea României și să sperăm să ajungi cât mai departe. Noi te susținem de aici, de mult. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his words.